Hrișteșeni, ca de fiecare dată când participă la un concurs național sau internațional, se întorc acasă cu multe premii. De data aceasta stăm de vorbă cu domnul instructor George Pavel, instructor la Clubul Sportiv Sfințul Iași, și îl rugăm să ne spună câți copii au participat, câți elevi de domnul instructor au participat la acest campionat național de șah și cu ce rezultate s-au întors elevii de la concurs. În primul rând, bună ziua! Reprezentat Clubul Sfințul cu 5 juniori. Ei au participat la 4 probe, șah clasic, dezlegări, șah rapid și blitz, în perioada 30 martie 9 aprilie. Cel mai mare rezultat a fost a juniorului Vâlcu Matei Ștefan. A obținut locul întâi la proba de blitz, deci campionat al țării. Apoi locul 4, tot obținut de același Vâlcu Matei Ștefan, la șah clasic. El având ghinion în runda finală, a făcut remiză, dar din cauza Bucholtului fiind un criteriu de departajare, fiind de egalitate cu locul 2, el a fost departajat și a ajuns tocmai pe locul 4. Al doilea junior a fost Zaharia Pavel Darius, care a avut rezultate foarte bune, ce a ieșit pe locul 6 la rapid, la clasic pe 4, pe 8, și la blitz pe 4. Deci e cel mai mic dintre cei doi, cu, te numești tu? Zaharia Pavel Darius. Câți ani ai, Darius? Împlinesc 8 ani, pe 22. Mulți înainte. De cât timp joci tu șah? De o lună jumate. Să ne spună domnul instructor. Aproximativ de 2 ani. De 2 ani. Acest campionat național de șah a fost cel mai mare concurs la care ai participat până acum sau ai mai participat la astfel de concursuri importante? N-am mai participat la concursuri. Atât de mari? Da, n-am mai participat. Ei, înseamnă că te-ai întors cu rezultate foarte frumoase, având în vedere că este primul tău concurs național la care participi. La ce alte concursuri ai mai participat în acești 2 ani? La campionatele La semifinal de seniori ale țării, unde a obținut un punctaj destul de bun, 3,5 din 9 partide, a participat la multe turnee locale, a fost premiat de multe ori cu locul 1 la 7 ani, locul 1 la 6 ani, deci are rezultate foarte bune la nivel local. Și de aceea l-am luat ca să reprezinte clubul nostru la un concurs național. Și iată că s-a întors cu rezultate bune, având în vedere locurile pe care s-a clasat și are timp să mai învețe și să obțină și alte rezultate. Ne îndreptăm către, cum se numește tu numele? Vâlcu Matei. Matei, care este campion național la blitz. Felicitări pentru acest rezultat deosebit. Mulțumim. A fost totuși destul de greu, fiindcă am pierdut un meci, dar în rest am câștigat pe toate. Să înțeleg că această medalie importantă nu se obține chiar atât de ușor. Nu este simplu să devii campion național. Da, nu este simplu. Nu este simplu. Câți ani ai? 10 ani. În ce clasă ești elev și la ce școală? Eu sunt în clasa 3AB de la școala gimnazială Titu Maiorescu Iași. Spune-mi tu, de cât timp joci șah? De aproape 3 ani, de 3 ani joc și am obținut rezultate bune. La ce concursuri ai participat și ce medalii, ce titluri ai obținut până acum? Eu am participat la Cupa de Iarnă Micu Șahis și am luat locul întâi cu 6 puncte din 7. Am mai luat locul 3 la campionatele naționale de șah pe echipe cu echipa George Meriuță și Timircan Mircea. Felicitări! Înseamnă că vă place foarte mult șahul. De ce ți-ai ales tu șahul?
Și nu ți-ai ales alt sport, să zic? Fiindcă am văzut prin parc, m-am întâlnit cu domnul George în parc și am făcut cunoștință și apoi m-am dus la club cu el. Și ți-a plăcut de domnul instructor și te-ai gândit, măi, parcă ar fi bine să încerc să joc și eu șah, nu? Da. Da? Da, și este. Și ți-a plăcut din primul moment? Da, că am făcut sute de combinații, deschideri și am ajuns foarte repede la performanță. Da, da. Și în ultimul, în anul 2014 am crescut, de fapt mi-am făcut eu de 1349 până la 1608, fiindcă am participat la al doilea turneu A, Festivalul Mihai Sadoveanu din Iași. Și am bătut 1700, am bătut 1600 și așa mai departe. Și desigur că îți propui și de acum încolo să obții rezultate la fel de frumoase. Ce concursuri urmează? Pentru ce alte concursuri te pregătești? Eu mă pregătesc pentru concursul Open Iași, cel mai mare turneu din Iași, cu premii mari și cu jucători foarte mulți din alte, din Turcia, din Rusia, din alte țări. Deci este un concurs internațional? Da, este un, da, va, un concurs. Va fi primul tău concurs internațional sau ai mai participat și am mai participat anul trecut tot la Open Iași, dar la turneul Open B. Dar acum o să particip la turneul cu jucători mult mai buni. Care este proba care îți probă se da. Spune, care este proba care îți place cel mai mult când te afli la un concurs de șah? Proba cea mai mare care îmi place este șahul clasic, fiindcă gândești și îți faci plan de joc și am observat, am mai stat de vorbă cu șahiștii așa importanți ca tine, cu campion național de șah și știi, răspunsurile toate au fost identice. Toți copiii, cei care iubesc șahul, tuturor le place această probă de șah clasic, dar obțin rezultate bune, iată, și la Blitz. Tu ești cam, ai obținut locul întâi la campionatul național de șah la categoria Blitz, nu? Da. Proba Blitz. Și te-ai descurcat foarte bine, iată, și la această probă. Da, îmi place totuși și Blitz-ul, dar mai puțin fiindcă, să zici că e o mutare imposibilă, pierzi partida, trebuie, când ești în crize de timp, trebuie să te muți repede, dar și trebuie să gândești. Foarte repede. Da, când mai ai 5 secunde, trebuie să te gândești rapid și trebuie să muți, că dacă nu... Faci cea mai bună mișcare, mutare, nu? Da. Cam așa se întâmplă la Blitz. Da. Voi ați avut câteva zile de vacanță, când v-ați întors de la campionatul național de șah? Noi ne-am întors noaptea la ora 2, joi, 10, 9 aprilie. La ora 12. Deci ați beneficiat de această bine meritată vacanță de primăvară, da? Ce ați făcut voi în această vacanță? Și întrebarea este și pentru colegul tău mai mic. Ce ați făcut în această vacanță? Păi ce am făcut? Am mai jucat jocuri, am mai stat de vorbă, am mai jucat un șah. Neapărat, și... nu? Șah, da. La șah nu renunțați niciodată, nu? Da. Chiar dacă vă aflați în vacanță. Da, cu domnul antrenor. Da, vă întâlniți aici la club în săptămânal. Da, da, ne întâlnim săptămânal la club. Să ne spună și prietenul tău mai mic. Eu... Ce-a făcut în vacanța de... Eu în vacanță m-am jucat pe calculator, am mai jucat un șah și... V-ați bucurat de pască, ouă și cozonaci, nu? Da. Da? Ați mâncat, ați ciocnit ouă, ați... Da, 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 am ciocnit. Așa. Am ciocnit. Aici, la club sau acasă? Nu, la Căimănești, la fine, la campionate acolo. Chiar acolo, am da? Da. Foarte bine, sigur. Paștele catolice.
V-a prins Paștele Catolic acolo și erau copii care sărbătoreau Paștele Catolic. Da. Un instructor a pregătit, da? A vopsit ouăle, nu? Da. A pregătit ouă pentru că era Paștele Catolic și v-a servit cu ouă, nu-i așa? Da, corect. Foarte frumos. Înseamnă că ați petrecut frumos acolo la campionatul național de șah. Urmează alte concursuri, nu-i așa? Începe și școala, aveți planuri mari pentru viitor. Vă propuneți alte medalii, nu-i așa? Da, alte da. Locuri întâi, dacă se poate. Tu ce vrei? Unde, la ce campionat vrei participa sau la ce concurs? Tot așa? Precum Matei? Da, tot ca Matei. Da, te pregătești? Da. Să-l ajungi din urmă pe Matei, nu mai da. Ai mult. De fapt, voi concurați la categorii diferite de vârstă. Tu ai câți ani ai? Eu am 8 ani. Iar Matei? 10 ani. 10 ani. Noroc că nu trebuie să concurați, nu? Uneori când sunteți pe echipe, când jucați pe echipe. Vreau să menționez că la ora actuală domnul Zaharia Pavel Darius are cel mai bun ELO. ELO fiind ratingul internațional. Da? Deci este numărul 1 al României la sub 8 ani. Bravo, Darius! Ești un șahist de bază aici la clubul Sfinxul din Iași, nu-i așa? Da. Ești mândru de acest rezultat? Da, sunt Desigur. Și trebuie să joci la fel de bine și în continuare ca să te bucuri de premii importante la viitoarele campionate. Da. Îți doresc mult succes. Mulțumesc. Și lui Matei îl felicităm încă o dată pentru această medalie, pentru faptul că este campion național la șah blitz. Și îi dorim rezultate la fel de mari și în viitor. Succes mult la șah, dar și la școală copii. Mulțumim!